Dumnezeu să fie lăudat! Scumpă biserică, aș vrea să citesc din Evanghelia după Luca, capitolul 17, versetele de la 20 la 37. Vă cer îngăduința să rămâneți în picioare. Noi îl respectăm pe Domnul atunci când citim Evanghelia stând în picioare. Luca, capitolul 17, versetul 20. Farisei au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, el le-a zis, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru. Și a zis ucenicilor, vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului și nu o veți vedea. Vi se va zice, iată-l aici, iată-l acolo, să nu vă duceți, nici să nu-i urmați, căci cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și Fiul Omului în ziua sa. Dar mai înainte trebuie să sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie. Și a venit potopul și i-a prăpădit pe toți. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla aidoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul Omului. În ziua aceea, cine va fi pe acoperișul casei și își va avea vasele în casă, să nu se coboare să le ia. Și cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Oricine va căuta să-și scape viața, o va pierde. Și oricine o va pierde, o va găsi. Vă spun că în noaptea aceea, doi inși vor fi în același pat, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Două femei vor măcina împreună, una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi bărbați vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Ucenicii l-au întrebat, unde, Doamne? Iar el a răspuns, unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii. Amin. Amin. Mulțumesc, dragii mei, vă rog să vă reașezați, să vă reocupați locurile. Ne-am întâlnit din nou în casa lui Dumnezeu, în sanctuarul Bisericii Betania. Am cântat împreună, am exprimat dorul, dragostea noastră pentru Dumnezeul care ne-a creat. Ne-am rugat, punând înaintea Domnului ce este în sufletul nostru, bucurii și încercări. Și acum am citit din cartea aceasta veșnică a lui Dumnezeu, numită Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Fariseii vin la Domnul Iisus și îl întreabă când va veni Împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos le răspunde. Expresia Împărăția lui Dumnezeu este tema centrală a predicării Mântuitorului Iisus Hristos și a apostolilor săi. Expresia aceasta este folosită mai mult de 110 ori în Scriptură, în mod deosebit în Noul Testament. Întâlnim expresia împărăția lui Dumnezeu de aproximativ 60 de ori în Noul Testament, sau împărăția cerurilor de 30 de ori, împărăția Tatălui este amintită odată, împărăția Fiului de 5 ori, împărăția Domnului de 3 ori, sau Evanghelia Împărăției de 7 ori și așa mai departe. Mântuitorul și-a început activitatea mesianică vorbind despre Împărăția lui Dumnezeu. Spre exemplu, în Matei, în capitolul 4, versetul 23, Scriptura ne spune că Iisus străbătea toată Galileea învățând pe oameni în sinagogi și predicând Evanghelia Împărăției, tămăduind, vindecând orice boală și orice neputință, orice problemă fizică pe care oamenii o aveau în trupurile lor.
De asemenea, în Luca, în capitolul 4, versetul 43, el s-a justificat oamenilor care îi cereau să strice agenda și a spus: trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, pentru că la aceasta am fost trimis. Observați, Hristos a știut unde a fost trimis, a știut la ce a fost chemat. Este așa de rău să nu știi ce ai de făcut, te învârți de colo până colo și nu faci nimic. Hristos a știut ce are de făcut, care este misiunea lui în mod concret. În rugăciunea Tatăl nostru, el introduce elementul acesta care abundă în Scriptură: vie împărăția ta. Ioan Botezătorul, care a deschis calea Domnului Iisus Hristos, fiind prima persoană care folosește expresia împărăția lui Dumnezeu, spune: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Domnul Iisus în Matei 4:17 reafirmă, repetând cuvânt cu cuvânt, expresia pe care a făcut-o Ioan Botezătorul, pe care a spus-o el. De asemenea, Domnul îi trimite pe ucenici și le spune același lucru: pe drum să predicați și să ziceți, împărăția cerurilor este aproape. Așa și-a început Ioan Botezătorul predica, așa și-a început Domnul Iisus Hristos predica, așa și-au început apostolii predica: împărăția lui Dumnezeu este aproape. Ce este aceea împărăția lui Dumnezeu? Conceptul de împărăție a lui Dumnezeu s-a născut în cultura și mentalitatea evreiască în contextul monarhiei poporului evreu, în contextul ideii de împărăție. Însă ea s-a conturat în experiența acestei națiuni aflată sub dominație străină, în timp ce așteptau restaurarea lui Dumnezeu pentru ei. Nu este ușor să răspundem la întrebarea ce este împărăția lui Dumnezeu, deși pare. Împărăția lui Dumnezeu este dimensiunea, este sfera unde domnește Dumnezeu, unde voia sa este respectată și unde principiile sale sunt împlinite. Cei mai mulți teologi sunt de părere că împărăția lui Dumnezeu are mai multe faze, mai multe etape succesive, prima dintre ele fiind Edenul. În Geneza, capitolul 1, versetul 28, Scriptura spune: Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a spus: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Și o vreme nedefinită, necunoscută de noi, așa a fost. Voia lui Dumnezeu a domnit, principiile lui Dumnezeu au fost respectate. Însă prin neascultare de Dumnezeu, omul a păcătuit și a pierdut Edenul, a pierdut împărăția lui Dumnezeu. Atunci și acolo Dumnezeu a alcătuit un plan de restaurare pentru omul păcătos. Aproape fiecare predică conține ideea aceasta. Omul a stricat și Dumnezeu a organizat un plan să repare. Dumnezeu a alcătuit un plan de restaurare a omului pierdut și în fiecare carte a Bibliei există o reafirmare a acestui plan. Spre exemplu, în Geneza este sămânța femeii, Geneza 3:15. În cartea Levitic este jertfa de ispășire. În Numeri este stânca lovită din care curge resurse de viață. În Deuteronom este profetul, în Iosua este căpetenia oștirii, în Judecători este izbăvitorul, în Rut este rudenia de sânge care ridică sămânța, în Împărați este regele, regele regilor, în Neemia este restauratorul, în cartea Esterei este apărătorul, cel care poartă de grijă, în Psalmi este păstorul, Domnul este păstorul meu, Psalmul 23. În Proverbe este înțelepciunea felurită a lui Dumnezeu, care vine de sus, care este pașnică, ușor de înduplecat, echilibrată. În Eclesiastul este scopul vieții, adevăratul scop pentru care se merită un om să trăiască.
În cartea cântărilor este mirele, este prea iubitul, e prea alesul. În proroci este cel ce vine, cel ce stă să vină, cel care este la ușă cu mâna pe clanță. În Evanghelii este Dumnezeu om. Această expresie nemai întâlnită, Dumnezeu om. În Faptele Apostolilor este cel înviat. În Epistole este capul bisericii. Iar în Apocalipsa este cel vrednic, cel care se va întoarce. Cei mai mulți teologi sunt de părere că împărăția lui Dumnezeu are mai multe etape, ele succedându-te unele pe celelalte. Cea de-a doua este teocrația în Israel. În Exod, capitolul 19, versetele de la 4 la 6, Biblia spune, Dumnezeu se adresează poporului, ați văzut ce am făcut eu Egiptului și cum v-am purtat pe aripi ca de vulturi și v-am adus aici la mine? Acum, dacă veți asculta glasul meu, iată, Dumnezeu o ia de la început. O a doua șansă, așa le-a spus în Eden, în prima dimensiune a împărăției lui Dumnezeu, o formă a împărăției lui Dumnezeu. Dacă veți asculta de glasul meu și nu veți mânca din fructul oprit, dar ei au pierdut șansa aceea. Dumnezeu apare pe scena vieții lor cu o altă șansă, nemeritată, evident. Și din nou, repetă, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Prin instaurarea monarhiei însă, evreii au întârziat planul de restaurare a lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte că ei au luat model de la națiunile care îi înconjurau, au ieșit de sub domnia lui Dumnezeu și au spus, vrem un împărat uman peste noi, nu vrem un împărat Dumnezeu. Și pur și simplu au ieșit de sub teocrație și au pierdut și a doua șansă pe care Dumnezeu le-a oferit-o. Însă în dragostea sa, împărăția lui Dumnezeu a căpătat diverse forme de-a lungul istoriei. O alta, cea de-a treia, este împărăția lui Dumnezeu vestită prin proroci. Aduceți-vă aminte ce spune Samuel în a doua carte, capitolul 7. Vine din nou Dumnezeu cu un plan, un plan care pur și simplu se reafirmă aproape în toate cărțile Bibliei, până când se împlinește la împlinirea vremii. Când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, eu îți voi ridica un urmaș după tine care va ieși din trupul tău și îi voi întări împărăția. El va zidi numelui meu o casă și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui. Eu voi fi tată, iar el îmi va fi fiu. Dacă va face răul, îl voi pedepsi cu o nuia omenească și cu lovituri omenești, dar harul meu nu se va depărta de la el, cum l-am depărtat de la Saul pe care l-am îndepărtat dinaintea ta, ci casa ta și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. Observați cum Dumnezeu face o afirmație cu caracter istoric și încheie afirmația cu un caracter profetic. Vorbește despre Solomon, despre fiul lui David care va urma să domnească și încheie cu împărăția lui Dumnezeu în mijlocul căreia stă Domnul Iisus Hristos. Prin idolatrie însă evreii au întârziat și de data aceasta planul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de cei 39 de împărați, 20 în regatul de sud, 19 în regatul de nord? Vă aduceți aminte de asirieni care a pus capăt istoriei regatului de nord și mai apoi babilonienii istoriei regatului de sud? Și așa evreii au fost împrăștiați printre națiuni după 70 de ani de robie, au revenit în Israel, dar niciodată n-au mai avut parte de gloria apusă, de teritoriile pe care le-au avut, de monarhie. Urmează a patra fază, împărăția respinsă de evrei la prima venire a Mântuitorului Iisus Hristos. Ioan spune în capitolul 1, celebrele versete 10, 11, 12 și 13, el era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Vă propun să vă imaginați
că de-a lungul acestei istorii pe care am prezentat-o, din Eden și până la venirea Domnului în Betleem, dumneavoastră ați fi fost în viață la dreapta lui Dumnezeu și din cer ați fi privit la tablourile acestea care pur și simplu se rostogoleau în istorie. Și v-ați fi uitat la oamenii aceștia care pur și simplu lovesc în mila lui Dumnezeu și Dumnezeu le oferă o a doua șansă și ei lovesc din nou și Dumnezeu le oferă o a treia șansă și ei lovesc din nou și Dumnezeu le oferă a patra șansă. Eu sunt părinte și bunic și trăiesc printre oameni care sunt părinți și bunici. Eu am zis de o grămadă de ori și am auzit pe oamenii din viața mea spunând de o grămadă de ori: băi copile, ți-am spus o dată, ți-am spus de două, ți-am spus de trei, dar ai întrecut măsura. Oamenii aceștia au întrecut măsura față de Dumnezeu. Le-a spus o dată, le-a spus de două, le-a spus de trei, le-a spus de patru și niciodată n-a fost suficient. Ce ați fi spus dacă erați la dreapta lui Dumnezeu? Și pur și simplu vedeați intențiile sale de a oferi acestei națiuni o nouă șansă în care ei loveau din nou și din nou, împinși de instinctele lor primare, motivați de poftele lor, de lăcomia lor, de patimile din trupurile lor. Ce ați fi zis? Ce ați fi sugerat lui Dumnezeu? Ce vorbă ați fi trimis la oamenii ăia pe pământ ca să-i avertizați? Aduceți-vă aminte de planul lui Dumnezeu care se împlinește la împlinirea vremii, când Domnul Iisus, prin Fecioara Maria, în grajul din Betleem, vine în ceea ce noi numim Dumnezeu și om, o expresie pe care nu o înțelegem, dar o folosim pentru că este o realitate cosmică. Și este promisiunea din Geneza 3:15. Apoi este persoana pe care o alege Dumnezeu, Avram, și din el se naște un popor, poporul Israel. Apoi apare o patrie, apare Canaanul, unde Dumnezeu duce poporul acesta. Apoi apare un legământ pe care Dumnezeu îl face cu David. Apoi profeția care se reamintește, se reafirmă în fiecare generație. Apoi este aleasă o zonă, Betleemul, o zonă așa de neînsemnată și de anonimă. Apoi este aleasă o fată, o fecioară pe care o chema Maria. Apoi este ales un loc, un grajd, cel mai umil loc unde se poate naște cineva. Apoi este folosit un semn de identificare, o stea, pentru oamenii care știu să citească mersul și mișcarea astrelor. Și apoi apare pruncul promis în Geneza 3:15. Acesta este un drum sinuos din istorie. Și tot timpul în călătoria aceasta, a anilor, a procesului acestuia de manifestare, a voii lui Dumnezeu, a planului mântuitor, în fiecare generație Dumnezeu a dat câte unui profet cuvinte să reafirme că va veni Mesia, va veni Mesia. Și culmea, când Mesia vine, ei nu-l acceptă. El vine la ai săi, nu merge la străini, nu merge la păgâni, merge la poporul care avea cartea în mână, merge la poporul care ar fi trebuit să-l aștepte, popor care de altfel îl aștepta, dar aștepta altceva. Și tocmai acest altceva întregește înțelegerea noastră despre împărăția lui Dumnezeu. Un al cincilea tablou care este un aspect al împărăției lui Dumnezeu este împărăția în inimile oamenilor născuți din nou. Recitesc versetele 20 și 21 din textul pe care l-am citit în seara asta. Farisei au întrebat pe Iisus: când va veni împărăția lui Dumnezeu? Drept răspuns el a zis: împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel încât să o vedeți voi, să fie vizibilă, să izbească privirile. Nu puteți să spuneți: uite-o aici sau uite-o dincolo. Pentru că împărăția lui Dumnezeu este în interiorul vostru. Alte traduceri spun: împărăția lui Dumnezeu este între voi, în mijlocul vostru. Multe din pildele Mântuitorului explică această perioadă, care de altfel este dispensația bisericii și mai apoi reapariția lui Israel pe scena istoriei după ce biserica este luată. Multe dintre pildele Domnului vorbesc despre perioada aceasta de timp și dacă Domnul ne ține în viață, la o următoare întâlnire, probabil că o să amintim câte ceva despre asta. Însă o penultimă fază, un penultim aspect al împărăției lui Dumnezeu, din punct de vedere al prezentării subiectului în această seară, este împărăția lui Dumnezeu din timpul mileniului.
Citim în Apocalipsa, capitolul 20, câteva versete. Apoi am văzut coborându-se din cer un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaurul, pe șarpele cel vechi care e diavolul, e satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat așa legat în adânc, l-a închis acolo și pur și simplu a blocat, a pecetluit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșele neamurile până nu se vor împlini cei 1000 de ani. Și urmează o perioadă de 1000 de ani fără prezența lui, adică în absența lui. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme, un nou examen. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Și ale celor ce nu se închinaseră fiare și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Priviți cum prezentarea aceasta din Apocalipsa 20 pur și simplu pendulează prin istorie și trece de la o perioadă la alta așa de ușor, și dacă nu putem să urmărim firul, atunci vom rămâne într-o altă perioadă de unde deja prezentarea revelației divine a plecat. De aceea este greu de interpretat cartea Apocalipsa. Ceilalți morți n-au înviat până când nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. Aceasta e prima înviere și fericiți sfinți. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte din întâia viere, pentru că asupra lor o a doua moarte nu are nicio putere, ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Iisus Hristos și vor împărăți. Unde împărățesc oamenii? În împărăție. În care împărăție? În împărăția lui Dumnezeu. Ce este împărăția lui Dumnezeu? Un al șaptelea și un ultim aspect al împărăției lui Dumnezeu este împărăția veșnică, este împărăția definitivă, numită într-un termen tehnic în teologie. O să citesc din 1 Corinteni, capitolul 15. După cum toți oamenii mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui, Hristos a fost cel dintâi rod, apoi la venirea lui cei ce sunt ai lui. În urmă va veni sfârșitul, va veni escatonul. Când el va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu, care împărăție? Împărăția lui Dumnezeu. După ce va fi nimicit orice domnie, el va da împărăția în mâna lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi distrus orice autoritate, orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Căci trebuie ca el să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Și vrăjmașul cel din urmă, care va fi nimicit, evident că va fi moartea. 1 Corinteni 15, 22 la 26. Ce este împărăția lui Dumnezeu? Este locul unde domnește Dumnezeu? Este sfera aceea unde Dumnezeu este respectat și poruncile lui sunt împlinite? Împărăția lui Dumnezeu în Luca, capitolul 17, versetele 20 și 21, textul pe care l-am citit în această seară. Dacă înțelegem contextul acesta și înțelegem ce mentalitate de viață teologică, socială, religioasă aveau oamenii din vremea aia care au pus întrebarea Domnului, atunci vom înțelege mai bine și mai ușor ce au vrut ei să spună și de ce Domnul le-a răspuns în maniera în care le-a răspuns. Fariseii l-au întrebat pe Domnul Iisus: Doamne Iisuse, când vine împărăția lui Dumnezeu? Și Domnul le răspunde. Dar din răspuns ne dăm seama că el a vrut să le răspundă nu doar la întrebare în sine, ci a vrut să răspundă la alte întrebări pe care ei nu le-au pus, dar erau legate de întrebarea pusă. Oamenii aceștia, când au pus întrebarea, au avut o anumită mentalitate. Mentalitatea lor era greșită și felul în care ei defineau împărăția lui Dumnezeu era diferit de felul în care Hristos definea împărăția lui Dumnezeu. Această expresie, împărăția lui Dumnezeu, poate fi definită în foarte multe feluri. Când unii spun necazul cel mare, spun biserica nu mai e prezentă pe pământ. Alții, când spun necazul cel mare, spun o perioadă, o jumătate din această perioadă, biserica e aici. Alții spun toată perioada este aici. Iată dar cel puțin 3 înțelegeri cu privire la aceeași expresie, necazul cel mare. E bine, când spunem împărăția lui Dumnezeu, există riscul să înțelegem fiecare tot altceva. Și în cazul fariseilor aflați în prezența Domnului Iisus, se repetă riscul acesta. Și uitați ce se întâmplă. Fariseii întotdeauna au avut întrebări legate de împărăția lui Dumnezeu. O să
Vă spun versetul 38 din Matei 12, un alt verset, adică. Atunci unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și au spus: Învățătorule, vrem să vedem un semn de la tine. Hristos îi lăsa să înțeleagă că El e Dumnezeu și că vine din cer, că El nu are limite, că e Dumnezeu și om în același timp. Ei aveau probleme să creadă asta, ei aveau frică să folosească cuvântul Iahve, ca nu cumva să ia în deșert numele Domnului. Ei nu pronunțau numele lui Dumnezeu. De aici au eliminat din limbajul lor și verbul a fi, care avea aceeași rădăcină cu cuvântul Iahve, pentru că Iahve înseamnă eu sunt, adică verbul a fi, eu sunt cel ce sunt. Și ei au eliminat și folosirea acestui verb ca nu cumva să se facă vinovați de repetarea numelui lui Dumnezeu cu ușurătate și repetare cu ușurătate să ia în deșert numele Domnului și să încalce una dintre cele 10 porunci. De aceea ei ocoleau cuvântul Dumnezeu, nu îi spuneau pe nume, spuneau asta foarte rar. Foarte rar. Evanghelistul Matei, care scrie către evrei, el nu folosește expresia împărăția lui Dumnezeu. El folosește expresia împărăția cerurilor. El știe că evreii sunt alergici și au adversitate când aud pe cineva că ia în deșert numele Iahve, Dumnezeu. De aceea el a găsit un alt mod de a se exprima pentru ei. Sinopticii, adică ceilalți doi evangheliști, Luca și Marcu, care și ei vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu ca și Matei, ei folosesc în exclusivitate expresia împărăția lui Dumnezeu. Dar Matei, care scrie evreilor, în timp ce ceilalți doi, Marcu și Luca, scriu neamurilor, scriu grecilor, ei pot să se exprime liber că oamenii nereligioși, neamurile, nu aveau prejudecăți vis-a-vis de legea celor 10 porunci, dar evreii care aveau alergie la repetarea numelui lui Dumnezeu, nu cumva să se facă vinovați de luarea în deșert a numelui său, Matei a știut că ei sunt sensibili la asta și a formulat altfel împărăția cerurilor. El doar de 4 ori spune împărăția lui Dumnezeu, restul Matei spune împărăția cerurilor. Ei bine, între farisei era un om Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a spus: Învățătorule, știu că ești un învățător venit de la Dumnezeu, că nimeni nu poate face semnele pe care le faci dacă nu este Dumnezeu cu el. Ce înțelegere aveau farisei cu privire la împărăția lui Dumnezeu? Gândiți-vă la contextul lor, gândiți-vă la istoria lor. Prin această expresie farisei înțelegeau domnia vizibilă a lui Dumnezeu, victoria totală asupra păgânilor, asupra etniilor, asupra babilonienilor, asupra asirienilor, asupra filistenilor, asupra fenicienilor, asupra amoriților, la toate etniile, la toate popoarele care îi înconjurau, mai ales la marile imperii, Siria, Egiptul, Mesopotamia. Ei înțelegeau împărăția lui Dumnezeu ca o apariție vizibilă a lui Dumnezeu, care să le redea nu doar libertatea, ci și puterea să domine. Ei și aduceau aminte de vremea lui David, când hotarele lor s-au lărgit, și aduceau aminte de vremea lui Solomon, când aurul era ieftin, când aveau teritorii largi, armată puternică, și marile imperii vorbeau cu ei într-o altă manieră. Acum teritoriile lor erau restrânse, toți dominau, toți le cereau tribut, toți le luau cu băieții pentru armată și fetele pentru căsătorie, iar ei trăiau în jale și în nenorocire. Și oamenii aceștia aveau următorul concept despre împărăția lui Dumnezeu: ceva ce se vede, uite-o aici și uite-o dincolo. Un Dumnezeu care vine și face ordine, un Dumnezeu care îi scoate pe romani afară, un Dumnezeu care îi pune pe greci la respect, un Dumnezeu care le redă libertate națională, un Dumnezeu care distruge păgânismul, iar pe ei îi face ceea ce a promis șeful lumii. Și ei cu această mentalitate vin și întreabă: Iisuse, când vine împărăția lui Dumnezeu? Când scăpăm de cezar? Când scăpăm să le plătim tribut? Muncim și ei ne iau copiii, ei ne iau banii, ei ne iau grânele. Muncim doar pentru ei, suntem niște robi, suntem vânduți. Unde e promisiunea lui Dumnezeu că ne va face cap, nu coadă? Unde este promisiunea lui Dumnezeu?
Asta au înțeles farisei când au întrebat când va veni împărăția lui Dumnezeu. Și sunt șocați când Domnul le răspunde. Voi aveți impresia că împărăția lui Dumnezeu este acolo, s-o puteți vedea, sau dincolo s-o puteți vedea? Împărăția lui Dumnezeu este în interiorul vostru. N-au înțeles nimic. Absolut nimic. E ca și cum ai avea nevoie de apă, i-ai cere cuiva apă sau mâncare și el ar spune, tu numești apă și mâncare doar ce vezi în pahar și în farfurie? Apa și mâncarea este în interiorul tău. Ce poți să înțelegi de aici? Tu te aștepți să vezi mâncare și apă, să le ai și să-ți alini setea și foamea și cineva pur și simplu vine și spiritualizează și vorbește despre elementele acestea ca și cum ar fi spirit. Oamenii aceștia așteptau o împărăție a lui Dumnezeu vizibilă. Ei n-au știut altfel, tot timpul au sperat la o reînviere a imperiului lor. Tot timpul când profeții vorbeau despre David care va veni și domnia lui va fi veșnică, ei nu se gândeau deloc la o împărăție spirituală, ci la una reală, fizică. Și acum vin și întreabă pe Domnul, hei, când vine? Ne-am săturat de robie! Și Domnul le dă un răspuns din care ei nu pricep nimic. Și încearcă să le explice faptul că ceea ce așteaptă ei nu există și nu va veni. Având ocazia să le explice adevărul, Mântuitorul le spune că în primul rând, împărăția aceasta nu-i una așa cum și-o imaginează ei, doar fizică, pământească, așa cum ei se așteaptă. Apoi observați că după două versete, 20 și 21, Domnul își continuă vorbirea, predica, dar versetul 22 se introduce cu următoarea afirmație. Apoi a zis ucenicilor. Ucenicii n-au întrebat nimic. Farisei au întrebat. Domnul le spune doar puțin cât puteau ei pricepe. Le spune, nu mai așteptați o împărăție care se vede, o vedeți aici sau dincolo. Împărăția lui Dumnezeu este în interiorul vostru, e între voi, e în mijlocul vostru. Cu alte cuvinte, eu sunt exponentul și reprezentantul împărăției lui Dumnezeu. Eu sunt regele acestei împărății. Și după ce le spune asta scurt și cuprinzător, fără explicație, că n-avea cui să explice, se întoarce către ucenici și priviți că de la versetul 22 până la 37 le vorbește ceea ce ar fi trebuit să le spună fariseilor, dar nu pricepeau. Domnul Iisus are metoda aceasta, spune lucruri cu caracter general mulțimilor, pentru că nu erau pregătite, instruite, avizate și le vorbește generalități și după aceea ori ucenicii îi cer ca să le tălmăcească, ori el din proprie inițiativă pur și simplu intră adânc cu ei în problemă și le explică detaliile și observați că lor, versetul 22 introduce elementul, apoi le spune ucenicilor și ucenicilor le vorbește despre escaton, despre sfârșit, despre împărăția lui Dumnezeu care stă să vină și uitați ce le spune, vor veni zile când veți dori să vedeți și vi se va spune, iată-l acolo, să nu vă duceți, să nu vă duceți că nu-i așa. Voi să nu fiți ca ei, care tot timpul cred că împărăția lui Dumnezeu e mâncare și băutură. Cred că e ceva care se vede, un împărat sau altul. Cred că este argint și aur. Nu! Împărăția lui Dumnezeu este în voi. Voi altceva trebuie să așteptați. Voi trebuie să gândiți duhovnicește la împărăția lui Dumnezeu. Și noi astăzi, pentru noi binecuvântări sunt banii, mașinile, casele, cetățenia americană. Astea-s binecuvântările. Scriptura numește binecuvântări altceva, este adevărat că și lucrurile materiale, dar există un dezechilibru major să numim lucrurile materiale binecuvântări și pe celelalte nu neapărat. Câți numim binecuvântare că avem onoarea să ne închinăm în seara asta aici? Dar asta e binecuvântare? Binecuvântare este dacă avem săptămâna viitoare de lucru. Asta ar fi binecuvântare. Dar că avem ocazia să venim la biserică și să ascultăm corul și fanfara. De ce? Unde e binecuvântarea în povestea asta? Că nu înțeleg. Un om care nu gândește duhovnicește
El vede reperele binecuvântării în prisma lucrurilor materiale, în realizări omenești. Așa au fost fariseii, de aceea au ieșuat, că l-au confundat pe Hristos cu un rege ca David și Solomon și au crezut că ăștia îi arungă pe romani, îi face șefi, le dă aur, le dă proprietăți, le lărgește hotarele și în sfârșit o să domine din nou. Numai asta aveau în cap și astăzi tot asta au în cap. Toți banii lumii au strâns. Lui Hristos îi dă cu piciorul, dar banilor îi trage cu mâna. Urmează discursul acesta escatologic în care Domnul le spune ucenicilor lucruri adânci pentru că ei puteau înțelege mai mult decât fariseii. Prezența lor împreună cu el de-a lungul anilor a lărgit orizontul lor și au început într-o oarecare măsură să înțeleagă ceva din ce nu se vede. Împărăția lui Dumnezeu nu este ceva ce izbește. De aceea Domnul spune, dacă intră în adunare unul cu atâta cu un inel și văzând inelul, tu-ți imaginezi că inelul reflectă bogăția lui, îl tragi de mânuță și îl pui pe prima bancă. Iată dar cum ce se vede pe noi ne influențează. Vezi pe unul îmbrăcat bine, dintr-o dată îi pui o notă și dintr-o dată ești influențat de vestimentația lui. Vezi pe cineva care anumite elemente din lumea materială, din percepția vizuală, te lasă să înțelegi că e cineva, dintr-o dată îți ridici nivelul de respect. Așa suntem noi oamenii. Și Hristos spune, nu mai gândiți în termenii ăștia despre lucrurile duhovnicești. Nu mai gândiți așa despre lucrurile duhovnicești. Împărăția lui Dumnezeu nu are legătură cu treaba asta. Împărăția lui Dumnezeu nu este ceva ce uit-o aici sau uit-o dincolo. Împărăția lui Dumnezeu este în voi, este între voi, este în mijlocul vostru. Ce spune Biblia despre împărăția lui Dumnezeu în Vechiul Testament? În Vechiul Testament, expresia împărăția lui Dumnezeu nu există în modul în care noi o afirmăm aici, dar există alte exprimări care se referă la împărăția lui Dumnezeu și sunt mai multe referințe în Biblie, în Vechiul Testament, pe care eu nu am să le citesc. Aș vrea numai să spun că evreii aveau ceea ce ei numesc Shema, adică Deuteronom 6, versetele 4 la 9, care însemna o manifestare a împărăției lui Dumnezeu pentru ei. Și asta o repetă ei tot timpul, ei toți știau pe din afară versetele acestea. Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeu nostru e singurul Domn. Numai Domnii au împărății. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești cu ele, de ele, când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere a minte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi. Să le scrii pe ușiorii casei tale și pe porțile tale. Acesta este doar un text din Biblie pe care îl putem citi în legătură cu amintirea conceptului de împărăție a lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Nici nu-i de mirare că în Vechiul Testament conceptul de împărăție a lui Dumnezeu, așa cum îl înțelegem noi astăzi, era străin, pentru că măsura, intensitatea revelației era extrem de mică atunci. Nu exista Noul Testament, nu existau profeții mari. Dacă vorbim de timpul lui David, mai ales de timpul lui Avram, câtă Biblie avea Avram? O grămadă dintre poruncile Bibliei pe vremea lui nu exista. Noi îi evaluăm, mai ales predicatorii când vin aici, îi toacă pe oamenii din Vechiul Testament la nivelul revelației din Noul Testament, uitând că Noul Testament e după Vechiul Testament și oamenii care trăiesc în Vechiul Testament n-au avut de unde să știe ce o să spună Dumnezeu mâine prin Ieremia, prin Isaia, prin Ezechiel, prin Daniel, prin Maleachi, prin profeții mici, să nu mai vorbesc de Domnul Iisus în Evanghelie și de apostoli în Epistole și Fapte. Ei n-au avut Biblia asta. Ei au gândit ca niște oameni ignoranți. Au avut doar ce exista la momentul acela, un început al revelației. Dumnezeu de-abia apucase să-și deschidă gura și să spună două, trei vorbe. Era extrem de generală revelația la momentul acela. În Noul Testament situația se schimbă. Repet, Matei adresează Evanghelia evreilor și folosește termenul împărăția cerurilor. Învățătura
pe care o primim din comportamentul lui Ioan Botezătorul, apoi din comportamentul Domnului Iisus, care reafirmă ceea ce Ioan Botezătorul spune primul, este interesantă și folositoare pentru noi. Spre exemplu, uitați-vă Matei, capitolul 3, versetul 10, ce spune Ioan Botezătorul. Și aici scripturile spun următoarele: împărăția cerurilor, iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Observați că mesajul lui Ioan Botezătorul este judecata, este urgența, este iminența. Ioan Botezătorul este un radical, un om extrem de direct, asemenea lui Ilie din Vechiul Testament. Apoi, Ioan Botezătorul îndreaptă privirile ascultătorilor spre cel care urma să vină după el. De aceea spune: iată omul. El încearcă să le explice evreilor că nici măcar descendența din Avraam nu poate să-i scape pe ei de judecata lui Dumnezeu, unde vor fi evaluați, vor fi cântăriți. Una dintre marile frici ale celor care lucrează pe troc este faptul că în anumite locuri trebuie să tragă la cântar. Și acolo este locul unde se cântărește, unde se măsoară și unde se evaluează. Dar nu este evaluat prin ochi, să spui: a, păi mi se pare, a, nu ți se pare bine, nu e așa. Este un cântar care pur și simplu spune cât de grea e mașina. Ei, Ioan Botezătorul încearcă să le spună la oamenii aceștia că judecata este urgentă, este obligatorie, este iminentă și nu poate nimeni să treacă pe acolo furișându-se. Va fi o evaluare foarte exigentă. Priviți ce expresie folosește el: securea a fost înfiptă la rădăcina pomilor. E foarte agresiv Ioan, foarte impulsiv, foarte violent, aproape sadic. Dacă în generația noastră ai folosi o astfel de... ce ar fi să vin cu un topor în mână acum cu o secure și pur și simplu să lovesc în ușa asta și să vă spun: așa va fi la sfârșit. Chiar așa va fi, dar probabil că nu v-ar place să vă arăt așa. Vi se pare ciudat în generația noastră, unde toți ne îmbrobodim în catifea? Numai catifea suntem din cap până în picioare. Numai pretenții, numai mofturi, numai confort, numai comoditate. Ascultați-mă, securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. N-are nicio importanță dacă oamenii aceia au trăit în sălbăticie, mâncând gângănile de pe câmp, sau noi oamenii din secolul 21 care trăim în America și suntem așa de selectivi și de pretențioși, așa de șifonabil și de catifelați uneori. Dumnezeu va avea aceeași atitudine de a evalua pe oameni și de a-i cântări. Și Ioan Botezătorul este foarte direct și foarte, foarte agresiv în exprimarea lui față de ei. Domnul Iisus Hristos este urmat, Ioan Botezătorul este urmat de Domnul Iisus Hristos și proclamarea Mântuitorului Iisus Hristos este asemenea cea pe care o are Ioan. Există două mici diferențe. Deși menține iminența judecății și obligația pocăinței pe care o predică și Ioan, Mântuitorul accentuează caracterul mântuitor al împărăției. Ioan a vorbit în mod special de conceptul de judecată. El a accentuat foarte mult judecata. Dacă observați și predicatorii care ajung la microfonul acesta, sunt foarte diferiți în modul în care abordează un text. Sunt unii foarte sensibili, sunt foarte delicați la suflet, sunt niște oameni foarte afectivi. Ei nu îndrăznesc să aibă niște predici mai directe. Ei vorbesc numai de dragoste, vorbesc așa de departe, nu zic nimic direct de păcat. Sunt alții care au un alt temperament, au altă alcătuire emoțională și aceștia vin și parcă n-au nicio teamă, nicio frică, vorbesc direct, sunt aproape brutali. În Scriptură întâlnim și pe unul, întâlnim și pe altul. Și noi avem scule și instrumente și la bucătărie și în cei care aveți tot felul de meserii, de tot felul, după nevoie, după caz, tot la fel este și Dumnezeu. Și a doua diferență pe care o întâlnim aici este faptul că Ioan vorbește despre împărăția lui Dumnezeu la viitor, însă Domnul Iisus Hristos introduce elementul de prezent al împărăției lui Dumnezeu, ceea ce complică foarte mult lucrurile. Întotdeauna mi se pare simplu să-mi spună cei de la bancă: ai grijă că mai ai încă 2 săptămâni până să plătești mortgage. În 2 săptămâni fac eu rost de bani.
Dar dacă îmi spune, hei, acum vino și plătește morghiciul, dintr-o dată îmi tremură picioarele că s-ar putea să nu am. Și acum, acum de unde fac rost? Dă-mi o zi, două! Dă-mi o săptămână să văd ce fac! Nu, 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 acum, acum, acum! Prezentul e complicat când trebuie să dai, e plăcut când trebuie să iei. Și Ioan vine și spune, împărăția lui Dumnezeu e departe. Când? După ce muriți și urmează învierea. Aha. Bine că mi-ai spus că mai am timp. Domnul Iisus Hristos, exprimând a doua diferență, aduce conceptul de aspect prezent al împărăției și spune, împărăția lui Dumnezeu este acum în voi, între voi, în interiorul vostru. Eu sunt împărăția lui Dumnezeu. Noi suntem împărăția lui Dumnezeu. Și prin toate aceste afirmații, Domnul întregește înțelegerea lor despre conceptul de împărăție. E foarte greu să înțelegi un lucru, un fenomen pe care nu l-ai experimentat. Cea mai profundă înțelegere pe care un om o are este atunci când experimentează fenomenul. Dacă nu-l experimentează, omul doar își imaginează. Însă depinde de capacitatea de imaginație și de creativitate pe care un om o are, pentru ca la nivel abstract el să construiască, să-și imagineze. Cei mai mulți oameni au nevoie să vadă. Învățătura pe care Domnul Iisus, Ioan Botezătorul și mai apoi ucenicii o oferă despre împărăția lui Dumnezeu este faptul că împărăția lui Dumnezeu este o realitate permanentă. Ea nu este doar mâine, doar când va reveni Domnul Iisus Hristos, ea este astăzi, ea este acum. De ce spun oamenii care nu reușesc să se lase de țigări pe asta și gata? De ce nu spun țigarea de ieri a fost ultima? De ce spun acum cea pe care o fumez e ultima? Și mâine spun la fel și poi mâine la fel. Și potrivit exemplului cu țigarea putem să dăm orice exemplu. De ce oamenii nu înțeleg că astăzi sunt în împărăția lui Dumnezeu și tot ce fac ei creează responsabilitate și judecată? Creează pedeapsă și responsabilitate. Ioan Botezătorul vorbește despre împărăția lui Dumnezeu, despre aspectul împărăției lui Dumnezeu ce stă să vină. Însă Domnul Iisus aduce aspectul prezent al împărăției lui Dumnezeu, întregind înțelegerea pe care ei o aveau despre împărăția lui Dumnezeu. Stimată biserică, aș vrea să mă opresc aici și dacă vom fi în viață cu ajutorul lui Dumnezeu, vom continua. Vreau însă să vă spun următorul lucru. Probabil cea mai adâncă temă din Biblie care transcende de la, adică trece, traversează de la Geneza la Apocalipsa, este împărăția lui Dumnezeu. Pentru că împărăția lui Dumnezeu este un concept adânc, complex și profund. Și tot planul acesta de mântuire, toată prezența lui Dumnezeu, tot viitorul cu Dumnezeu, toată eternitatea, toate aceasta înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus le spune acestor oameni, împărăția lui Dumnezeu este în interiorul vostru. Voi aveți nevoie de elemente vizibile, aveți nevoie de ceva ce să se vadă, aveți nevoie de percepție, voi sunteți bolnavi de percepție. Voi în interiorul vostru nu sunteți duhovnicești, voi aveți nevoie de stimuli exteriori, aveți nevoie tot timpul de cineva să vă sprijiniți. Spre exemplu, nu citiți Biblia acasă pentru că ascultați o predică la biserică și supraviețuiți cu predica de la biserică. Nu cântați acasă pentru că ascultați corul și fanfara la biserică sau cântați împreună cu grupul de închinare la biserică. Nu vă rugați acasă pentru că vă rugați la biserică. Observați cum am transferat responsabilitățile spirituale pe biserică, inclusiv responsabilitatea educării spirituale a copiilor, am transferat-o pe școala duminicală și am transformat-o într-o instituție responsabilă de viitorul copiilor noștri. Și sunt părinți care se supără pe învățători, pe lideri sau pe pastori că nu reușesc să le țină copiii în adunare. Fraților, niciodată nu putem fugi de responsabilitatea de tată. Dacă eu n-am reușit în 20 de ani să-mi educ copilul și a stat ziua și noaptea cu mine, cum îmi imaginez eu că dumneata, că l-ai o jumătate de oră vineri la tineret sau duminică dimineața două ore la Sunday School, vei reuși să-l faci un copil duhovnicesc sau un tânăr duhovnicesc? 20 de ani a fost în casa mea.
20 de ani. Și n-am reușit să-l educ. Și dau vina, pe cine să dau vina? Oamenii lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este în noi, este ce facem. Împărăția lui Dumnezeu este gândirea noastră, este stilul nostru de viață. Dacă stilul nostru de viață înseamnă numai muncă, bani, plăceri, numai divertisment, numai familie, numai plăcere și nu înseamnă deloc lucru duhovnicesc, aș vrea să vă întreb, câtă împărăția lui Dumnezeu este în noi? Unde este împărăția lui Dumnezeu este o manieră duhovnicească de viață, sunt disciplinele spirituale, sunt comportamentele pe care le-a împărtășit Domnul Iisus și apostolii, este un stil de viață care are următorul mesaj, omul ăsta așteaptă împărăția lui Dumnezeu. Am vrut să vă spun cuvintele acestea crezând că și pentru dumneavoastră ca și pentru mine au aceeași relevanță, importanță și constituie un semnal de alarmă pentru noi. Trăim într-o vreme materialistă și fără să ne dăm seama, suntem influențați de stilul ăsta de viață. Îi apreciem pe oameni în funcție de intensitatea materială, de intensitatea intelectuală și de cea pozițională. Și totul la noi se cântărește în ce se vede. Și Domnul Iisus Hristos încă o dată, precum fariseilor de atunci, spune creștinilor născuți din nou de astăzi: ascultați-mă, împărăția lui Dumnezeu nu este, uite-o aici sau uite-o dincoace. Împărăția lui Dumnezeu este în sufletul vostru, este în viața voastră, este în stilul vostru de viață, este în relațiile voastre, este în preocupările voastre. Împărăția lui Dumnezeu este între voi, împărăția lui Dumnezeu sunt eu în voi și eu cu voi, spunea Iisus Hristos. Aș vrea să ne oprim pentru un moment de rugăciune, de meditație. Eu știu că fiecare dintre noi ne iubim sufletul. Avem respect pentru anii pe care i-am petrecut cu Domnul în biserică până astăzi. Știm că vremurile vor fi tot mai grele. Știm că responsabilitățile noastre sunt tot mai multe. Știm că trupul acesta va slăbi și vom trece probabil prin situații sociale și religioase complicate în țara aceasta. Avem nevoie să fim plini de suc verde și să fim credincioși Domnului, ca să sfârșim alergarea, așa cum Pavel spunea odinioară, că a sfârșit-o păzind credința. În seara aceasta vă chem, frați și surori, să devenim responsabili de faptul că suntem în viață și să ne fie frică de libertatea pe care o avem, să alegem între bine și rău, să ne uităm bine la ce facem și să înțelegem că împărăția lui Dumnezeu nu e doar ce se va întâmpla după judecată, ci împărăția lui Dumnezeu este și ce facem noi acum și ce suntem noi acum. Vă chem, scumpii mei, să ne rugăm. Haideți să vă ridicați în picioare.